Ora 22, bine v-am regăsit. Începem ediția cu principalele subiecte ale orei. Vorbim despre campanie la Moaște, în drumul spre Palatul Cotroceni. Candidații la prezidențiale fac escală la pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Mircea Joana, Elena Lasconi, Ludovic Orban și Cristian Diaconescu ajung mâine la Iași, printre credincioșii care stau zeci de ore la coadă și participă la Sfânta Liturghie. Este și un bun prilej ca Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu să se întâlnească, mai ales că cei doi au rupt coaliția din punct de vedere politic. Tot mâine este zi decisivă pentru Nelu Tătaru, fostul ministru liberal al sănătății. Deputații votează pentru ridicarea imunității demnitarului, astfel încât procurorii anticorupție să poată descinde la locuința domniei sale. Nelu Tătaru va fi și el prezent la Comisia Juridică pentru a-și studia dosarul și pentru a-și formula apărarea în fața colegilor din Parlament. Și, ca și când nu ar fi de ajuns, este scandal în partide și din cauza listelor pentru alegerile parlamentare. Tot mai mulți parlamentari nu se regăsesc în viitoarea componență a listelor întocmite, ceea ce înseamnă, desigur, motiv de ceartă în partide. În PNL, ultima ședință a început în această seară și, deocamdată, încă există discuții în privința definitivării listelor, pentru că vedem, este scandal, așa cum spuneam, nu toți se regăsesc. O să începem așadar însă cu pelerinajul politicienilor la Moaște și discutăm cu invitații mei de la această oră. În platou alături de mine o avem pe Oana Florea, deputată al Partidului Social Democrat. De asemenea, Cristian Bușoi este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și totodată și europarlamentar. Din partea USR, Ștefan Pălărie, senator, iar din partea Mișcarea România Renaște, Cezar Gheorghe. Bună seara tuturor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne uităm așadar la ce se întâmplă în aceste momente la Iași, acolo unde vedem că sute de mii de credincioși stau la coadă de câteva zile pentru a ajunge la racla cu Sfintele Moaște și, așa cum era și evident într-un fel sau de așteptat, vedem că și politicienii ajung acolo, în mijlocul mulțimii. Marcel Ciolacu, așa cum spuneam, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi, de asemenea și Mircea Joană ajunge mâine la Iași și totodată mai sunt și alții candidați la prezidențiale care și-au anunțat prezența. O să încep cu doamna Oana Florea. Vă rog să ne spuneți în ce cheie să vedem această vizită la Sfânta Parascheva, acolo unde vedem că, desigur, este plin de oameni. Oamenii au stat la coadă zile întregi și mâine ajunge și premierul Marcel Ciolacu, cel care, desigur, va participa la Sfânta Liturghie. Să știți că eu nu văd nimic rău în asta. Până la urmă, oamenii este bine să-i cunoască, să-i vadă, să interacționeze cu dânsii, să tragă singuri fiecare concluzia pe care o consideră. Este foarte bine. Acum, în ceea ce privește pe domnul Marcel Ciolacu, foarte bine, nu a spus nimeni că este rău. Întrebarea este cam cât înseamnă campania electorală din acest demers și cât înseamnă o prezență la biserică pur și simplu. Depinde de fiecare în parte. Cred că răspunsul de bun simț este dacă te-ai gândi, dacă acea persoană, indiferent care ar fi ea, până acum a avut manifestări de genul acesta, adică a mers la, nu știu, biserici, mănăstiri, e practicant, ca să spun așa, sau frecvent merge în astfel de locuri sfinte, sau este doar un moment punctual. Nu cred că putem pe domnul Ciolacu să-l bănuim că face acest lucru doar azi, pentru că l-ați văzut cu toții. A fost și la Muntele Athos, dânsul a spus că mama lui a inspirat așa ideea asta de ortodoxie, creștinism, Dumnezeu și nu este pentru prima oară când participă la astfel de ceremonii religioase. Bine, până la urmă știți, fiecare face cum simte. Eu cred că oamenii pot să simte dacă cineva e autentic sau nu. În ultimul an, Marcel Ciolacu, am văzut adesea că a fost la mănăstiri, la biserici, așa cum spunea și dumneavoastră, și la Muntele Athos. Întrebarea este dacă și acum
trei ani mergea în aceeași direcție. Putem verifica cu toții, pentru că aceste informații sunt publice. Nu este ceva nou pentru dânsul. Anul trecut, pe 14 octombrie, Marcel Ciolacu a fost la Sfânta Parascheva? Nu știu să vă spun, dar putem verifica. Nu, n-am căutat în arhive, dar putem verifica. Oricum, este un om apropiat de Dumnezeu, este un om credincios și este un om care... Nu știu dacă e un criteriu neapărat că mergi în fiecare an la Sfânta Parascheva, dar poți să mergi de alți sfinți, de alte sărbători religioase, în funcție de program, de disponibilitate, să ții legătura cu biserica. Asta poți să faci, sigur. Domnule Cristian Bușoi, Nicolae Ciucă va fi și el prezent mâine, în mijlocul mulțimii. Cum se explică? În primul rând, este o dovadă de respect față de oamenii care vin acolo și care își manifestă credința și devotamentul față de biserică, față de Dumnezeu, față de Sfânta Parascheva, participând la o sărbătoare religioasă foarte importantă pentru România și mai ales pentru zona Moldovei, pentru Iași. Am avut și ocazia acum câțiva ani să fiu pentru câteva zile la Iași și am văzut atmosfera și spiritul de acolo. Și președintele PNL a mers de câte ori a fost invitat sau a simțit nevoia în diverse locuri cu conotație religioasă. Liderii politici și colegii mei au mers în fiecare an, poate nu an de an, dar în fiecare an la Iași, pe lângă, evident, momentul... Foarte bine ați spus, domnule Cristian Bușoi, liderii politici. Da, pentru că, așa cum vă spuneam, dincolo de... miile, zecile de mii de oameni care vin și participă și stau ore în șir la coadă și își arată devotamentul, cum spuneam, respectul. Există poate o dorință a oamenilor să-i vadă și pe liderii politici manifestând același respect, aceeași devoțiune, participând la slujbă și respectând biserica și credința românească. Nu e nimic greșit în asta, doar că și nu doar în România, dacă vă uitați și în țările catolice importante, poate chiar și în Marea Britanie, când sunt slujbe importante, familiile care primul ministru, miniștrii, oamenii care au anumite responsabilități publice, sunt văzuți, sunt așezați în primul rând. E o chestiune care poate ține de secole, mai ales la sărbătorile mari. Altfel, sigur, cel mai corect și indicat, și-s convins că se întâmplă acest lucru în cazul multor lideri politici din România, săptămânal sau din când în când merg la un duhovnic, la o biserică mai discret, acolo cea pe care o știu, cea în apropierea casei lor sau într-un anume loc în care se simt inspirați. Lucrul acesta ar trebui să se întâmple sau poate se și întâmplă în multe cazuri. Dar la marile sărbători se așteaptă ca liderii politici să fie prezenți și cumva li se dă de către mitropolii, de către cei care organizează aceste manifestări un loc, tocmai pentru că e un semnal de susținere și respect. Nu e nimic greșit în asta. Un loc ca să fie și văzuți, știți ce este interesant? Și oamenii să vadă că cei care conduc temporar, vremelnic, destinele lumeștii ale societății își manifestă un respect față de toți cei care sunt acolo. Interesant este însă că acești lideri politici merg în general în rândul oamenilor atunci când au nevoie de voturi. Și coincidență sau nu, suntem în precampanie electorală. Atunci întrebarea este, cumva liderii politici, așezați în primul rând ca să fie văzuți de oameni, așa cum spuneați dumneavoastră, speră să atragă și simpatia votanților? Eu cred că, în primul rând, merg să-și arate un respect față de cei care i-au invitat, față de loc, față de biserică, față de sărbătoare în sine. Și, așa cum vă spuneam, se întâmplă an de an, nu doar în precampanie electorale. Avem alegeri o dată la 4 sau la 5 ani. Eu știu că o parte din colegii mei au fost și anul trecut. Nu știu dacă a fost domnul Nicolae Ciucă, încercam să caut. Dar, sigur, se poate găsi foarte ușor acum un an, acum 2 ani. Nu neapărat pentru voturi. Cei care sunt acolo, probabil că cei mai mulți au o opțiune cristalizată sau nu îi vor vota doar pentru că i-au văzut acolo. În primul rând, cred că e o chestiune care ține de a-ți arăta atașamentul față de biserică și față de oameni. În opinia dumneavoastră, câștigați electoral prin această prezență la biserică?
Cred că acei lideri politici care în mod sincer și constant își arată atașamentul și participă la diverse manifestări religioase pot fi apreciați de oameni și poate o parte din decizia omului de a-i vota ține și de acest aspect. Dar nu neapărat că i-au văzut o dată sau o singură dată într-un loc la o anumită sărbătoare. Eu cred că oamenii vor ca liderii lor să fie apropiați de biserică ca și cum ar fi apropiați de Dumnezeu. Amintiți-vă că din totdeauna, marile case, monarhiile, aveau nevoie de consimțământul papei pentru a ocupa tronul. Era cumva, biserica te recunoștea ca fiind monarhul, liderul acelei țări. Cred că în subconștientul colectiv întotdeauna caută este bine să vadă... În aceste momente să vadă dacă Marcel Ciolacu a fost și în 2023, anul trecut, la Sfânta Parascheva, deocamdată nu au găsit. Asta v-am spus, nu este neapărat un criteriu, că dânsul a mai fost și la alte evenimente. Nicolae Ciucă a fost, dar era și premier. A mai fost și la alte evenimente, la alte sărbători religioase, a fost la Muntele Athos, adică nu, să fim serioși, dacă ești în fiecare an la Sfânta Parascheva, nu te face un credincios mai bun sau mai rău. Ești acolo cu sufletul, când simți, cum simți. Noi avem de-a lungul anului foarte multe sărbători religioase. General, la unele poți să participi, la unele nu. Simt și cum simt, nu merg așa cu o portavoce, ca să spun așa. Da, dacă oamenii ocupă acum, în momentul ăsta, niște funcții importante în stat, da, și au primit invitație, da, de la sfinții părinți de acolo, și au onorat această invitație, eu cred că este un semn de respect, atât față de alegător, votant, pentru credincioși e un semn bun și pentru biserică în general. Deci eu văd într-o cheie pozitivă tot ce se întâmplă. Ar fi fost mai rău dacă nu am fi avut lideri politici acolo, părerea mea. Înseamnă că ar fi fost o ruptură între lider și Dumnezeu și respectiv și de credincioși. Bun. Domnule Ștefan Pălărie, Elena Lasconi de asemenea și ea. Noi știm în general că USR este asociat cu spitalele, nu cu bisericile. Da, cred că de-a lungul timpului USR a militat mai degrabă pentru un stat laic, pentru o separare a puterilor în stat. Cu toate astea, cred că Elena Lasconi a fost foarte clară legată de poziționarea domniei sale ca președinte de partid. USR este și va rămâne un partid în care toate credințele, toate religiile își pot avea, evident, locul. E un partid al drepturilor oamenilor, un partid de credință liberală. Dar asta nu înseamnă că nu poți să fii un ortodox practicant sau că poți să mergi la astfel de manifestări cât se poate de autentice și de oneste. Acum, există un risc real de a ajunge să politizezi aproape orice. Și dacă nu mă înșel, cred că zilele trecute am asistat, am fost niște înregistrări chiar video, la o manifestare sportivă unde domnul premier Marcel Ciolacu a fost invitat sau prezentat ca fiind, tot era prin zonă pe acolo să participe și a fost huiduit copios de către galerie. Bine, ai putea spune, domne, poate a fost un comportament nesportiv din partea galeriei care nu a apreciat interferența oamenilor politici de nivel înalt într-o astfel de manifestare. Se vorbea mai devreme că e normal ca oamenii poate care se duc într-un pelerinaj sau într-o manifestare religioasă, poate că își doresc să fie liderii acolo. Cred că iar revenim la sport. Oamenii și-au dorit de-a lungul timpului să fie, da, oameni de extrem de înalt nivel politic alături de sportivi care duc performanță. Mi-aduc aminte de rușinosul moment când campionul nostru mondial, da, David Popovici, a venit în România, nu a fost întâmpinat de nimeni. Da, de nenumărate momente în care elevii olimpici ai României pleacă în străinătate, iau medalii de aur, medalii de argint, medalii de bronz, dar multe medalii de aur, aducând glorie României, se întorc înapoi și nu-i găsesc pe acești politicieni de nivel înalt. Cu toate astea, lăsați-mă să fiu optimist în această privință. Eu cred că este un test cât se poate de bun. Eu cred că toți candidații la prezidențial e foarte bine să fie cât mai mult expuși spațiului public, că vor fi huiduiți sau vor fi apreciați, asta va fi o chestiune care într-adevăr duce la un dialog cu cetățenii de zi cu zi. Elena Lasconi să punctez. Eu cred că asta ar trebui să se întâmple cât se poate de des, în general. Cred că de acord cu dumneavoastră, asta este și ideea. Întrebarea este de ce se întâmplă... Să nu fie în campanie, adică să nu fie mai degrabă doar un, cum să spun, un efort cât se poate de utilitarist, cel în
speranța obținerii unor voturi. Și mai vreau să adaug și această notă, aveți dreptate și dumneavoastră în această privință. Repet, nu cred că e un lucru rău ca în campanie electorală totuși oamenii să intre în dialog cu publicul, dar cred că, apropo de religie și de smerenie, cred că mai poți să te duci să fii un practicant poate... și în liniște, fără cameraman și fără fotografi în spatele tău, dar asta e o altă discuție. Poate ar fi important, cum ați punctat și dumneavoastră, în campanie electorală nu este rău să intri în dialog cu publicul, absolut, dar poate ar fi important ca acești lideri ai țării noastre să fie în dialog cu publicul și tot când timpul nu cer voturi. Sigur. Domnule Cezar Gheorghe, Mircea Joană de asemenea și-a anunțat prezența la Sfânta Parascheva. De ce? Am văzut în ultima perioadă au apărut aceste fotografii cu domnia sa în diverse biserici. Da, știți ce este credința și... O să vă pun la colegii mei și o fotografie. După ce am ascultat colegii de platou, vă pot spune un singur lucru. Credința înseamnă că Dumnezeu e în fiecare din noi. Promisiunea lui Iisus Hristos este că după moarte, sufletul cu spiritul se îngemânează. Acolo când merg oamenii și se adună, indiferent că este vorba de pelerinajul la moaștere Sfintei Parascheva, indiferent că vorbim de o... să zicem, de o cununie religioasă, de un botez, se formează acel egregor spiritual unde gândurile oamenilor, da, capătă putere și se transformă într-un energetic. Asta se întâmplă de fapt. De asta spun, lumea trebuie să fie foarte smerită. Da? Și lumea trebuie să considere asta o normalitate, pentru că asta înseamnă credința, de fapt. Nu pot să nu remarc cum domnul Ciolacu a venit cu primarul, cu cocarda pe el, cu grupul de, să zicem, de susținători, cu domnul Stănescu, cu toată lumea după el. Trebuie să te duci singurel. Din ce mi-arătați dumneavoastră aici cu domnul Joană, văd că merge singurel, își vede de treaba lui, deci despre asta este vorba la un final. Liderii noștri politici trebuie să creadă ei însăși, da, în dumnezeire. Faptul că se duc acolo e un lucru foarte bun. Acum toți acești oameni sunt în pre-campanie electorală, da, candidați la alegerile prezidențiale și vedem că fac escala aici la Sfânta Parascheva. Întrebarea este, anul trecut Mircea Joană a fost... Nu cunosc dacă catedrală a fost, dar ceea ce pot să vă spun este că aveți foarte multe filmări, foarte multe date despre Mircea Joană, mergând și pe alte locuri, prin alte biserici, prin alte locuri unde s-a întâlnit cu... înregistrare audio în ultima vreme. Domnul Pălărie, eu nu v-am deranjat, vă rog frumos, că n-am spus nimic de doamna Lasconi, că într-o parte mi se pare, și iertați-mă că vă ridic mingea la fileu, e sinusoidală. Să nu aveți reținere, vă rog. Nu am reținere. Ba ești cu crucile de gât, ba ești cu LGBT-ul, hotărăște-te, doamnă, cu ce ești până la urmă. Nu vreau să clarific, nu vreau să clarific. Pentru că dumneavoastră... Nu vreau să clarific. Lăsați-mă să termin, lăsați-mă să termin. Ba ești cu ceva, ba ești cu ceva. Lăsați-mă să termin, că mai am de spus câte ceva. Nu, mai am de spus câte ceva. Bună credință pe care o invocați mai devreme. Lăsați că fiecare are credința în el. Da? Fiecare are credința în el. Vă rog, nu deveniți imediat demagog. Nu, vă întreb. Asta am întrebat. Dar revenind la subiectul dumneavoastră, ceea ce iarăși vreau să menționez. Oameni buni, credința asta, da, trebuie manifestată. Nu e nimic rău că s-a dus domnul Ciolacu, că merge domnul Joană, că merge domnul Ciucă, că merge doamna Lasconi, dar să meargă simplu, de rând, ca un om de rând normal, așa cum e el acolo. Nu cu alai după el, nu cu... Da? Și v-am zis, încă o dată, repet. Și atunci cum se explică, domnule Cezar Gheorghe, că și-a anunțat oficial această vizită la Iași, domnul Mircea Joană, dacă... Și-a anunțat vizita, nu oficială, că nu e oficială, nu e nici președinte de țară, nu e nimic deocamdată. E un candidat, pur și simplu. Un om normal ca noi toți, aflați la această masă. Și-a anunțat că merge acolo. Este extrem, extrem de simplu. Despre asta este vorba. Și mai am ceva de spus. Când eram și așteptam să intrăm la dumneavoastră aici, invitatul de dinainte a făcut pe toată lumea din jur, mai puțin pe domnul Ciolacu, farisei, am auzit cuvântul clar. Dacă toată lumea din jur și restul candidaților sunt farisei, pot să-i spun domnului că el este saducheu, să se ducă la Dex, să caute, să vadă ce înseamnă a fi saducheu. Bun. Ne aducem aminte că Victor Ponta a fost aplaudat la un moment dat și apostrofat pe de altă parte de alte persoane în 2013 când era premier. Avem în aceste momente imagini cu Victor Ponta alături de Liviu Dragnea la vremea respectivă, de asemenea pelerinaj la moaște. Oamenii i-au strigat la vremea respectivă din mulțime: măriți pensiile. Ce credeți că vor vrea acum cei care se află acolo de la cei care vor să fie președinți? Domnule Bușoi.
cu siguranță vor să contribuie la a avea o viață mai bună. Nu știu dacă vor striga legat de mărirea pensiilor. Pensiile s-au actualizat. Cele mai multe pensii din România s-au mărit. Niciuna n-a scăzut în ultima perioadă și, mă rog, și eu am părinți pensionari. Și pe hârtie au scăzut mai multe. Pe hârtie au scăzut pentru viitor. Nu vor mai crește, da, exact, în sensul acesta. Dar exact. Nu vor mai crește odată cu creșterea celorlalte pensii. Dar nici o pensie nu a scăzut. Nimeni nu a primit o pensie scăzută și peste 80% au primit pensii crescute. Dar chiar și așa sunt convins că oamenii își doresc mai mult în viitor, pentru că încă în România se trăiește greu chiar cu o pensie crescută. Sigur că vor servicii de sănătate, vor acces la educație, vor locuri de muncă. Unii dintre oamenii care au așteptări de la clasa politică, poate în mod special de la președinte, vor să fie un model, vor să țină România sigură, să nu avem război, să rămânem în Uniunea Europeană, să rămânem atașați de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Dar iarăși nu cred că la această manifestare vor fi strigăte, chiar dacă tensiunea politică este foarte mare în acest moment. Până la urmă, și credeți, domnule mulți Pușoi, dintre cei care merg acolo merg și pentru că au o dorință personală legată de ceva, de cele mai multe ori situații în familie, nevoia de sănătate, e în tradiția regiunii Moldovei, în tradiția locului, ca oamenii să meargă să se roage pentru ceva și să aștepte. De foarte multe ori se întâmplă ca lucrurile să meargă în direcția cea bună după ce se roagă, după ce fac această conexiune, dacă vreți, spirituală, religioasă, cu Sfânta Parascheva. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă își vor vorbi mâine, pentru că se vor întâlni acolo. Nu știu dacă, în primul rând, dacă se vor întâlni direct la ceremonie, puțin probabil, pentru că acolo stai să asculți o slujbă, să-l asculți pe mitropolit, să te gândești la partea spirituală. Nu sunt în situația de a nu se saluta, de a nu-și adresa cuvinte uzuale politicoase de conveniență, dar în ceea ce privește un dialog mai profund, mai structurat, proiecte politice viitoare comune, lucrul acesta nu se va întâmpla. Își vor vorbi în opinia dumneavoastră. Este biserica un, poate fi un liant între oameni, având în bineînțeles, vedere... Bineînțeles, este. Cine merge la biserică, ați observat, se roagă pentru sănătate, pentru liniște, pentru familie. Nu se duce lumea cu gânduri de ură sau și așa mai departe. Vorbim de doi oameni politici, doi oameni civilizați, doi oameni educați, cu siguranță se vor saluta. Dacă se vor întâlni sau vor sta unul lângă celălalt, eu sunt convinsă că vor vorbi. Nu, eu nu cred că trebuie să ridici lupta politică la rang de ură. Până la urmă, haideți să vedem o declarație a lui... Două partide în competiție electorală, dar nu trebuie. Haideți să vedem o declarație a lui Marcel Ciolacu făcută în aceste zile. Cum fură un partid alegeri? Cum fură Ciolacu alegeri? Spune-mi pe Nicolae Ciucă acest lucru. Nu știu. Eu de aceea spun că nu are rost să răspund, pentru că suntem în campanie. Astea au mers în 92, în 96. Nu pot ei fura cât putem noi vota. Oameni buni, suntem o democrație consolidată, cum să fure alegeri? E fur cu... Eu sunt Clotild de la sectorul 1, să fur cu sacii. Acolo am văzut cum s-a făcut cu sacii. Au zis, domnule Pălărie. Da, o declarație absolut abominabilă, incalificabilă, dar mă rog, ne-am obișnuit cu glumițele astea așa de om hâtru ale domnului Ciolacu. Cum să se fură? E simplu. Societatea civilă a protestat și a explicat cum s-a furat. În momentul în care nu poți să închizi procesul verbal, ăla care pleacă din secția de votare, cheile nu se mai închid. Voturi exprimate, total voturi pe fiecare categorie, voturi anulate, nu-ți ies sumele, înseamnă că s-a furat. În momentul în care biroul electoral de sector sau biroul electoral municipal refuză renumărarea voturilor, pentru că asta este procedura în carte, e scris în manual, ce faci când nu se rămâne Clotilde Arman pe listele USR la Senat? Dar este în momentul de față, știți foarte bine, a avut loc depunerea semnăturilor, sau pardon, depunerea candidaturilor pentru parlamentarii de București, a avut loc chiar ziua de vineri, am fost și eu prezent la acest moment și am răspuns la toate întrebările și vom continua să răspundem la toate întrebările. Dar au fost și furat... nemulțumiți în partid din această cauză?
Eu nu știu ce să vă spun, discuțiile s-au purtat cel puțin pe București, eu nu știu să fi avut aceste discuții, au fost încă o dată față de alte partide, discutam mai devreme în partea publicitară, când poate niște șefi de partide pun cu mâna un candidat sau un altul, în USR nu se întâmplă acest lucru. Există statutar, există un sistem de delegați care votează, voturile sunt trecute în procese verbale, cheile se închid într-o democrație reală și voturile, adică acești candidații care sunt pe lista de parlamentare la București, au fost cei care au fost mandatați de către delegații Convenției Municipale București-USR. Domnule Cezar Gheorghe, revin la întrebarea anterioară. Ce ar putea să ceară de data aceasta credincioșii care se află la moaște când îl văd pe Mircea Geană? Și trebuie să luați în considerare și faptul că, spre deosebire de ceilalți candidați, Mircea Geană este candidat independent, nu are un partid în spate, e foarte puțin probabil să poată face anumite promisiuni, pentru că, în general, oamenii au cerințe care sunt așa, cu rezolvări la nivel de guvern, nu la nivel de președinție. Corect. Știți ce se întâmplă? Ar putea să ceară lui Mircea Geoană să fie președintele României pentru următorii 5 ani, cel puțin. Pentru simplu motiv că din acea poziție, efectiv, poate supraveghea toate interesele transpartinice și sunt foarte, foarte de acord cu dumneavoastră în tot ceea ce spuneți. Și domnul Bușoi a spus un lucru foarte frumos vis-a-vis de pensii, cum i-au strigat domnului Ponta atunci în 2013. Da, pensiile trebuie mărite. Pensiile sunt un drept, pentru că banii ăia sunt ai oamenilor, da? Și mă adresez celor doi reprezentanți al partidelor aflate la guvernare, sunt dreptul oamenilor care au muncit și nu că au mărit pensiile pentru ei neapărat, că am vrut noi v-am mărit pensiile. Așa a spus doamna Dăncilă, dacă vă aduceți aminte, va mări pensiile și salariile. Nu, pensiile, salariile sunt drept al lor. Iarăși domnul Bușoi a spus un lucru foarte bun și trebuie să-l ridic acum la fileu. Dar când ne apucăm să vorbim și noi despre economie, despre financiar, despre securitatea agroalimentară și încetăm cu toate, să zicem, mizerile, scoatem toate ventilatoarele din priză și ne așezăm pe proiecte clare, scrise, da, care pot fi explicate mult mai bine și mult mai frumos. Mai sunt 40 de zile până la primul tur și noi stăm în aceeași poziție și aruncăm de la unul la altul, da, niște lucruri care nu au sensul efectiv. Haideți să vorbim despre țara asta. Haideți să vorbim despre transformarea statului ăsta care trebuie să fie transformat. Dar aceste discuții oare nu se nasc și din ceea ce vedem că se întâmplă în jurul candidaților, pentru că nu a fost o săptămână tot mai bună pentru Mircea Geoană. Păi dați-mi exemple, că toată lumea le-a discutat, toată lumea le-a clarificat. De asta vă spun, oameni buni, mai scoateți ventilatoarele din priză, nu mai aduceți lucruri care nu au nimic în comun cu el. Este extrem de simplu. Dar considerați că Mircea Geoană este sabotat într-un fel sau altul? Nu consider că este sabotat. Sabotaj înseamnă ceva din interior. Trebuie să înțelegeți un lucru. Un om are o voință, o dorință și o gândire. Face ce vrea el. Nu-i pot comanda cuiva, dacă îți trezește dimineața, să enunțe o părere. Nu. Poate să spună unul mâine dimineața că eu mâine îl susțin pe Donald Trump sau pe Kamala Harris. Fiecare poate să gândească ce vrea. Dar asta nu înseamnă că Mircea Geoană trebuie atașat de acel lucru. Am văzut o săptămână interesantă și la Direcția Națională Anticorupție și, printre altele, imediat o să mergem și la subiectul Nelu Tătaru, însă am văzut că Eugen Pârvulescu, senator, plecat din PNL, venit la dumneavoastră cu declarații foarte clare referitoare la susținerea pe care o are pentru Mircea Geoană. Am văzut că a fost prezent inclusiv la lansarea programului lui Mircea Geoană. Eu vreau să vă clarific încă o dată. Vreau să clarific încă o dată, pentru că și mișcarea a clarificat. Pentru că vedem că noi nu știm de unde a plecat domnul Pârvulescu, dar la noi nu a ajuns. Faptul că a ajuns la noi la eveniment, acolo a fost evenimentul de lansare, cu invitații adevărat pentru cei din România Renaște, dar noi nu am avut poliție la ușă să știm și noi cine intră, ce face pe acolo. Putea să intre oricine. Adică oricine de pe stradă putea intra. Dacă la acest era acolo în față, cine mai controla din momentul în care a început intrarea? Nimeni nu mai putea controla. E foarte interesant să știți că domnul Geoană vă contrazice. Îmi pare rău că vă pun într-o situație delicată. Deci el a plecat dintr-un loc și n-a ajuns la noi. Nu vă contrazic eu. Domnul Geoană vă contrazice. Nu spun că n-a fost acolo. Dar nimeni nu are treabă cu omul ăsta. Stați să știți, vă spun ce a zis domnul Geoană, că poate nu știți. Închei subiectul și vă las, pe cuvânt vă las. Pe vremuri, e simplu. Duceau câte un băiat ăsta, câte un ciumat într-o comunitate, tocmai ca să infecteze pe toți.
extrem de simplu exemplu. Dar nu trebuie să mai dau explicații, au dat membrii România Renaște, a dat domnul Gioană, nu văd de ce are rost să mai rostogolim același subiect. Încă o dată, repet, pentru hai să vorbim și de lucruri serioase, doamnă. Că eu n-am spus de Nordis, n-am spus de faptul că Marcel Ciolacu nu știe nimic și nici ministrul agriculturii... Aveți ceva de spus în această privință? Vă rugăm, nu trebuie să vă abțineți. Păi da, nu știu de ce, de exemplu, ministrul agriculturii nu știe de jaful de la Casa de Comerț Unirea, patronat de Ministerul Agriculturii, el nu știe nimic. Se plimbă până galaxie. Agenta de la DNA a pornit în urma unui raport al corpului de control. Așa a început dosarul. Dat de Ministerul Agriculturii așa, către parchet. Când întreb? Dar fi putut să înceapă. Că domnul ministru știa de multă vreme. Dom'le, important este că dosarul penal nu a fost... satelit undeva până lumea asta, până univers. A zis că mă lăsați. Trebuie să știe. Gata, doamna Flori. Mulțumesc. Deci, asta cu Unirea e foarte simplă. Într-adevăr, dosarul penal, nu, parchetul nu s-a sesizat din oficiu, a fost sesizare făcută de către corpul de control al Ministrului Agriculturii. Așa a început acest dosar cu Unirea. Vă întreb când? N-am dosarul la mine, dacă vreți... Recent, ministrul știa de mult. Ce, un an și jumătate? Deci rău că faci, rău că nu faci, dacă faci rău că ai făcut târziu... Nu, doamnă, nu e corect. Că Casa de Comerț Unirea a fost concepută de la bun început ca o pușculiță de partid. Vă spun cu subiect și predicat. A zis că mă lăsați, lăsați-mă măcar un minut. Deci problema care este, de fapt, cu acel domn plecat de la PNL? Nu că a fost, că n-a fost, că nu l-am văzut, că n-am avut pază. Nu, asta e problema. Problema este că purtătorul de cuvânt sau apropiat al domnului Gioană sau ceva, nu-l cunoaștem, nu l-am văzut, exact discursul domnului, după care a ieșit domnul Gioană. Asta e problema. Și a spus, nu îndeplinește, de fapt, condițiile de integritate ale România Renaște. Deci știa, îl cunoștea. Adică bâlba asta și doamne, practic se încurcă în explicații. Doamne, asta e problema. Bâlbă, noi v-am spus ce știm. Păi ori nu-l cunosc, doamna ori Florea, nu îndeplinește condițiile de integritate. Doamna Florea, puteți să că noi v-am spus nu. Absolut ce știm. Eu v-am pus o problemă de logică. Dați numele colegului, colegii de la Căutăm România. Căutăm la știri, că la știri am auzit și eu. Păi, spuneți același numele, nu vorbim așa deci, despre este ele. O fractură logică, înțelegeți? Ori nu-l cunosc, ori nu îndeplinește condițiile de integritate. Care este adevărul? Nimeni din România Renaște și dacă domnul înseamnă că nu știm noi. Explicați declarația domnului. Deci dânsul v-a pus în situația asta, nu eu. Da, omul ăla poate să dea interviu. Până o să ne lămurim. Eu chiar te scuze, dacă poți să intervii. Vă rog, pentru că trebuie să mergem după aia la următorul domnul subiect. Senator, fost PNL, mutat la România Renaște sau nemutat, domnul Mănescu, eu chiar cred că asta nu sunt Mănescu. Probleme. Nu. Enumăr niște persoane cu care dumneavoastră ați avut de lămurit ce s-a întâmplat. Dar eu chiar cred că problemele astea sunt mult mai mici. Eu chiar cred că, de fapt, Casa Unirea este o problemă enormă. Eu chiar cred că afacerea cu stufa domnului Stănescu din PSD cu fonduri europene este o altă problemă. Știți, eu chiar cred, vă rog frumos, depuneți plângeri. Eu chiar cred că domnul Marcel Ciolacu încă n-a explicat definitiv cum e cu treaba cu certificatul de revoluționar, cu spații comerciale, cu covrigărie la Buzău pe baza statutului de revoluționar. Asta este deci, apropo, și asta o reacționez, pentru că am reacționat la ce spune domnul Marcel Ciolacu, că el cum să fure voturi. Haideți să lămurim. Păi cum se fură cu SAC-ul, ca la USR, cu doamna Clotilde Armand, pe care o țară întreagă a văzut-o pe camere video. Doamna Florea, nu puteți să spuneți. Aia a fost un scenar, deci, știți foarte bine. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred. A văzut o țară cine întreagă justiția, doamna, la lift cu soțul în noaptea numărării voturilor. A văzut-o unde? În sala... Unde? La biroul electoral de sector. În sala normal, unde erau sacii cu voturi. De pe camere de luat vederi unde? Din holul unde? Înainte. Ne-am uitat cu toții. Hai să vedem ce se întâmplă și în PNL. Doamna Clotilde Armand. Și doamna este inculpată, trimisă în judecată, iar acum două zile este inculpată în al doilea dosar. Știți că este inculpată în al doilea dosar? Dar știți? Că e nouă știrea, știți? Scrie pe ce news, vă spun eu. De ciorbe păi de nu, haideți, nu poți să furi voturi, să pui pe liste și să te lauzi că nu e adevărat. Dacă doriți să intrăm în furatul de voturi, vorbim 30 de ore. Imediat vă să vorbim și pe această temă. Vedem că mâine, doamnelor și domnilor, este o zi decisivă și pentru fostul ministru al sănătății Nelu Tătaru, pentru că mâine se va întruni Comisia Juridică a Camerei Deputaților și tot mâine se va da un vot în privința ridicării imunității pentru Nelu Tătaru. Este așadar o cerință venită din partea procurorilor anticorupție în privința domniei sale, pentru că este nevoie de ridicarea imunității pentru a-i face percheziții la locuință și nu numai. Și mă întorc la dumneavoastră, domnule
domnule Bușoi. Am văzut care este situația în privința lui Nelu Tătaru, pentru că îl acuză procurorii anticorupție că acesta, în mai multe rânduri, din aprilie și până în iunie, ar fi luat bani de la pacienții domniei sale, sume cuprinse între 100 și 500 de lei. De asemenea, surse din anchetă vorbesc și despre anumite produse alimentare pe care acesta le-ar fi primit, găini, ouă. Cum vor vota mâine deputații liberali și cum a fost afectată imaginea Partidului Național Liberal, pentru că Nelu Tătaru era lider PNL Vaslui, de asemenea și vicepreședinte al Partidului Național Liberal? Deputații PNL și probabil ca majoritatea, dacă nu unanimitatea deputaților, vor vota pentru ridicarea imunității, pentru că întotdeauna poziția și linia, direcția Partidului Național Liberal a fost aceea de a lăsa instanțele sau instituțiile sistemului judiciar să își facă treaba fără a se interpune între aceste instituții și cei care sunt acuzați, chiar dacă de foarte multe ori, într-un final, după ani de zile, în anumite situații s-a dovedit că acei oameni au fost achitați, s-au retras anumite acuzații care au fost împotriva lor sau lucrurile n-au stat așa cum au fost prezentate inițial. În alte situații, sigur, s-a dovedit că acele fapte au fost reale și cei care au greșit au plătit pentru ele. Dar indiferent de ceea ce se va întâmpla peste un timp de zile, și există peste tot în lume și trebuie să existe și în România prezumția de nevinovăție, are și dreptul și domnul Tătaru. Are dreptul, dar am văzut punctul de vedere. Am văzut ce a făcut, ce decizie a luat Partidul Național Liberal. Imediat tocmai Partidul Național Liberal a luat și decizia de a-l înlocui din funcție, a luat și decizia de a vota pentru ridicarea imunității. Nu cred că imaginea Partidului Național Liberal poate fi afectată. Mi se alătură în cele ce urmează avocatul domnului Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății. Este vorba despre Sandra Grădinaru. Se reface în următoarele minute legătura cu doamna avocat. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Pușoi, pentru că am văzut atitudinea promptă a Partidului Național Liberal, dar asta în contextul în care am văzut că mai aveți și alți liberali cu probleme acolo unde nu ați reacționat atât de rapid. Întotdeauna PNL a reacționat rapid atunci când au fost chestiuni pe care anumite instituții ale statului român le-au cerut Parlamentului. Nu mi-aduc aminte de niciun moment în care Partidul Național Liberal să nu fi mers în direcția de a lăsa justiția și încă o dată instituțiile să își urmeze procedurile pe care doresc să le urmeze. Cum va vota PSD? Ei, va vota pentru, este clar, nu... Eu știu ce ați vrut să spuneți dumneavoastră. Eu, într-adevăr, la Nelu Tătaru, PNL a făcut ședință, l-au dat jos în toate funcțiile, etc. Dar totuși, la Prahova, l-au lăsat pe domnul Dumitrescu să candideze la CJ. Nu l-au mai exclus, nu l-au mai... Deci, până la urmă, care este linia partidului? Acum, sigur, eu cred că mâine vom avea unanimitate. Eu cred că toată lumea va vota pentru, s-a cerut ridicarea imunității pentru percheziție, nu însă și pentru reținere și arestare, și atunci obiectul votului exact asta va fi, pentru că Parlamentul nu poate să dea mai mult decât s-a cerut. Am fost întrebat de ce nu și pentru reținere și arestare, pentru că atât s-a cerut. Într-adevăr, colegii de la Comisia Juridică vor face un raport în urma studierii dosarului. Adică la Parlament ajung probe din dosar și la biroul cu Comisiei Juridice se poate studia acest dosar. Domnul Tătaru are și nu s-o acces. Sigur. Și cred că va ajunge mâine Nelu Tătaru la Comisia Juridică pentru a studia acest dosar împreună cu avocații domniei sale. O să încercăm să refacem legătura cu avocatul lui Nelu Tătaru. Luăm acum o scurtă pauză, însă revenim imediat și vorbim și despre ceea ce se întâmplă în interiorul partidelor, pentru că vedem că este un scandal major în privința listelor pentru alegerile parlamentare. În doar câteva minute vă aștept.
Și este mare scandal în partide, mai ales pentru faptul că o parte dintre actualii parlamentari nu se mai regăsesc pe liste. Astăzi a fost o ședință la Partidul Național Liberal, tocmai pe această temă. Domnule Bușoi, s-a rezolvat situația pentru că vedem că au fost și sunt aproximativ 30 de parlamentari în prezent care nu se regăsesc pe liste și vedem că situația nu este prea roz acolo la dumneavoastră. Situația e foarte calmă și normală în Partidul Național Liberal. A fost o ședință online astăzi, destul de scurtă și la obiect. S-au validat încă câteva județe. Deja majoritatea județelor, propunerile filialelor județene fuseseră validate, ca dovadă că în foarte multe locuri deja listele de candidați au fost depuse la birourile electorale județene de circumscripție. Cred că astăzi au fost 4 sau 5 județe și a mai rămas pentru mâine de validat doar București, Ilfov și încă un județ care trebuia să-și termine procedurile interne. Este deci nu este nicio problemă. Senat la Dolj? Da. E o decizie luată de mult. Nicolae Ciucă este din Dolj, din Plenița, a fost senator de Dolj în acești 4 ani. Este o mândrie pentru județul, pentru domnia sa în cazul în care nu câștigă alegerile, să rămână. Nu ne punem problema să nu câștige alegerile. Încă o dată a reprezentat Doljul în acești 4 ani în Parlamentul României și i s-a părut normal și cred că este un lucru bun pe care doljenii îl vor aprecia, să rămână pe listele Partidului Național Liberal și pentru Parlamentul României în același loc, dar va fi președintele României și cu atât mai mult va face pentru Dolj și pentru Oltenia. Eu la dumneavoastră în partid am văzut și nume interesante, cel puțin, pe liste. Cristian Popescu Piedone, de asemenea vedem Victor Ponta, deschide mâine lista. Avem Biroul Politic Național să validăm aceste liste. Deci mâine o să vă dau un răspuns concret dacă acești domni chiar vor fi validați în Biroul Politic Național. Victor Ponta a fost asemnat adeziunea. Dâmbovița înțeleg că îl susține. Și până la urmă este Giurgiu un om politic cu experiență. Pe Cristian Popescu Piedone? Vom vedea, este propunerea Giurgiu, dar vom vedea luni dacă va fi validat. Dar este propunerea Giurgiu sau vine de la Centru? Este vorba de negociere politică până la urmă. Domnul Piedone a fost foarte apreciat de oameni din sectorul 5 ca primar. Eu personal nu l-am apreciat, oamenii, dar oamenii la legătorii 5, l-au apreciat, să vă zic. Asta este adevărul. Și care ar fi legătura cu Giurgiu? Vom afla mâine dacă care sunt motivele pentru care organizația din Giurgiu, v-am spus, e o negociere politică. În perioada asta cam totul e negociere politică, toate partidele negociază. Desigur, parlamentarii care au un loc în Parlament mai doresc un loc. Sunt discuții la nivel de organizație peste tot. Nu e ceva, și cred că nu numai în România, cred că în orice țară, e ceva normal. La USR? Înțelegem că a fost acolo supărare foarte mare. Am văzut că au fost situații în care Elena Lasconi ar fi ieșit de pe un grup de socializare. Au fost supărări și din cauza lui Clotilde Armand, care... Așa, la nivel de zvonuri, să știți că am auzit și eu foarte multe. În realitate, ce pot să vă spun este că am primit chiar astăzi de la avocații noștri confirmarea că lista pentru candidații la parlamentare pe București a fost... A fost validată de către Biroul Electoral Municipal București. Ascultam pe domnul Bușoi mai devreme cu doljenii care probabil uitându-se la televizor astăzi se bucură, deschid o sticlă de șampanie că vor fi reprezentați în Senat cu onoare. Eu nu până l-am văzut pe domnul Ciucă în calitate de senator prezent în ședințele. Foarte multe de... pentru sunt convins că Dolj, foarte avem multe și eu candidez în Dolj. Sunt convins că președinte de partid nu e un listă, nu ca președinte de partid, ca prim-ministru, ca ministru al apărării. Ca președinte nenumărate investiții, nici măcar n-a ținut. A fost extrem de ocupat. Cont de culoarea politică, chiar dacă în anumite administrații din județ sunt de altă culoare politică, domnia sa a făcut pentru județ. E normal că dumneavoastră să vă activați când spun lucrul acesta, dar credeți-mă că spun un mare adevăr. Eu nu l-am văzut pe domnul Nicolae Ciucă în Parlamentul României în ședințele de plen ale Senatului. Poate că l-am văzut câte degete avem la două. Păi președintele Senatului, cum să nu-l vedeți? Domnule Cezar, în perioada a fost ministru apărării. Nu l-am văzut la ședințe. Credeți că un an și jumătate a fost prim-ministru al României. Ca prim-ministru... Mergem pe stenogramă, dacă doriți, și vă destul de dificil să vii la toate ședințele din Senat. Oficial. Discuția este mult mai simplă. Eu v-am spus că președinte de Senat nu venea la ședințe de plen. Dumneavoastră spuneți acum că... Dar venea la birou.
birou și merge la birou pentru că l-am văzut că avea multe treburi. Domnul Iasa e unul dintre cei mai serioși, dedicați și harnici oameni politici. La dumneavoastră e mai simplă situația? La noi este foarte simplu, noi nu suntem partid, dar încă o dată vreau să pun accent pe acest lucru. Cu un președinte independent care nu are legături și nu e mufat la niciun partid, e mult mai bine să menții echilibru într-o țară în care PNL cu PSD sunt în brațe, PNL săracul este sufocat efectiv. Dar are un candidat independent potențialul de a ieși, având în vedere că nu are aparatul de partid în spate? Da, are potențialul de a ieși și vreau să mai spun ceva. Lăsând la o parte tot ceea ce înseamnă, tot palierul acesta de intern pe care l-am enumerat, economie, sănătate, da? Securitatea agroalimentară, domeniul financiar, transformarea statului, depolitizarea administrativă, mai avem componenta externă. Și o spun fără supărare acum. Dacă la două dimineața Mircea Geană sună pe cineva, îi se răspunde. Dacă la două dimineața domnul Ciolacu, cred că îl sună pe aș domnul... Aș putea să vă contrazic. Pe domnul, stați, lăsați-mă să termin. Cum fugea de jurnaliști? Frumos. Dacă vrea să răspundă, domnul Ciolacu, cred că îl sună Părui Coștea, nici și de cum cu donațiile, de ce nu faceți publice donațiile, domnul Ciolacu, pentru campanie? La PNL, domnul Ciucă, din păcate, n-a fost în stare să-și dea el însuși și ordin la Nasiria să plece cu echipamentul de luptă. Așteptat din România, iar doamna Lasconi m-a impresionat, lăsați-mă un pic să termin. Iar doamna Lasconi, singurul candidat care a dovedit concret fapte că își iubește țara și apărat țara. Lăsați-mă să vorbesc. Păi pe scurt, să eu iubesc țara, dar nu înțelegeți. Lăsați-mă să vorbesc. Doamna Lasconi nu știe nici măcar că avem soldați americani. Un cuvânt pentru doamna Lasconi, Rammstein, în caz că îi spune ceva și ceea ce se întâmplă în România la ora asta. Suntem efectiv zidul estic al NATO și al Uniunii Europene aici, noi România. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru prezența tuturor. Am ajuns la final de ediție. Rețineți, este o zi foarte importantă mâine. Săptămâna începe așadar din plin pe plan politic, pentru că vedem, pe de-o parte, toți candidații importanți la alegerile prezidențiale vor merge mâine la pelerinajul de la Sfânta Parascheva de la Iași. Pe de altă parte, este o zi importantă pentru Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, pentru că în Parlamentul României se dă vot pentru ridicarea imunității în cazul domniei sale. Am ajuns la final, rămâneți însă aici pentru că de la fix vin știrile și vă așteaptă Irina Petraru.